durere fără margini pentru o familie de români din Italia. Fiul lor David, în vârstă de doar 13 ani, a fost ucis de un stivuitor. Conform site-ului știrdiaspora.ro, David a murit la vârsta de 13 ani, în timp ce, pentru distracție, conducea stivuitorul fermei familiei. Tragedia a avut loc într-o zonă rurală la ora locală 13. Accidentul a bolversat existența unei familii întregi de români. David nu a reușit să scape teafăr atunci când stivuitorul s-a răsturnat din greșeală iar trupul i-a fost drobit de acel vehicul agricol greu pe care îl conducea. Școala s-a încheiat sâmbătă iar în prima zi de vacanță, David a dorit să savureze toată libertatea pe care o oferă vara, dar un accident teribil încă în curs de investigație închide tragic cortina pentru ceea ce ar fi putut fi o vară plină de amintiri bune. Scena se schimbă drastic în jurul orei prânzului și totul se transformă în tragedie exact în momentul în care un suflet nevinovat este luat pentru totdeauna. Copilul a condus singur acel stivuitor în zona din afara fermei, o firmă de fructe și legume din cesenate. Se pare că băiețelul mergea pe un drum un mic de pietriș la doar câțiva metri de-a lungul acelui drum, vehiculul se apropie de șans Poate că David nu știa cum să se descurce bine, poate că l-a luat în secret de la părinți, pentru că la 13 ani nu te gândești prea multe la pericole. La 13 ani acționăm și uneori nu ascultăm recomandările părinților. Dintr-o dată stivuitorul iese de pe drum, se răstoarnă din cauza șansului, nu se răstoarnă complet, se înclină doar într-o parte, doar cât să fie strivit corpul pietului copil român de desub. Familiei înțeleg imediat ce s-a întâmplat, au izbucnit în plâns și au chemat imediat cu disperare ajutor, dar medicii ajunși la fața locului nu au mai avut cum să-l salveze pe David, acesta fiind declarat decedat.